O foame de urs, o poveste de Barbara Rose și Anna Taube. Puiul de urs e înfometat rău. S-a trezit după o noapte lungă și n-a luat micul dejun încă. Iese repede din burloc cu gândul de a găsi ceva delicios de mâncat în pădure. Bună dimineața, ursule! Îl salută porcul mistreț. Vrei să mănânci cu mine o porție de rădăcini, melci și ciuperci? Tocmai l-am dezgropat. Ursulețul clatină din cap. Nu, mulțumesc, răspunde el. E foarte amabil din partea ta, mistrețule, dar aș prefera să mănânc altceva. Ursul pleacă mai departe prin pădure. Uf, cum îi mai chioră burtica? Bună dimineața, ursule! Strigă veverița. Vrei să mănânci cu mine niște nuci, semințe și fructe? Mi-ar face plăcere, spuse ursulețul bucuros. Ursulețului îi plac mult fructele, dar când o vede mic dejunul veveriței, lasă capul în jos. Doar 3 nuci, 5 boabe de smeură și o grămășoară mică de semințe. Am fost tare harnică la cules, nu crezi? Întreabă veverița. Haide, mănâncă! Ursulețul ia cu mare grijă doar cele 3 boabe de smeură. Mulțumesc, spune el, dar vocea îi se aude cam tremurată. N-are cum să se sature din 3 boabe de smeură, mai ales că are o foame chiar de urs. Posomorât, ursulețul înaintează gale prin pădure. Burtica îi chiore așa de tare că șoarecii de pădure se sperie de zgomot și se ascund. Bună dimineața, ursule! Zumzea albinele. Doar nu vrei să ne șterpelești mira, nu-i așa? Poftim? Întreabă ursulețul îngândurat. Bine, bine, haide, uite, poți să iei niște miere de la noi, îi spun albinele, pentru că ursulețul arată așa de necăjit că li se face milă. Miere! Ursulețului îi place foarte mult mierea. Albinele îl lasă până și se lingă fagurele, iar ursulețul se simte în sfârșit sătul. Nu mai are acea foame de urs. Noapte bună, copii! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!